trastivene. Hai, mămică, cu curaj, că nu te mușc. A? Așa e că-ți plac stivene? Da. A, păi da? Ia uite ce-a pregătit mămică ta pentru tine, Acilea. Uite, culori! Pat! Și ce moale-i patul ăsta, stivene, șampanie și numai două pahare. Și ia uite, avem și trandafiraș. Îți place, mă? Da. Da, ia mă, stivene. Ia mă. Păi ce, mămică, t-ai întemedat? Dar de ce, mămică? E lux, Acilea, luxul luxului, nu? Este. Lasă tu, mămică, nu-ți face griji, că rezolvă flăcărica ta și pasta. Uite, pune muzică, stivene, ia-uzi. Iubește-mă! Iubește-mă, stivene, că știu eu că spune. Of, gurița lui asta. Gurița lui de băiat, mă, ce foc mi-ai aprins tu pe inimă. Pe inimă, stivene. Ce foc cu ce foc, mă, stivene. Stai puțin, mămică. Mămică, uite, sună telefonul. Răspunde. Nu răspund. Răspunde la telefon. Nu răspund. Dar nu răspund. Dar fiți ala glasului, dar telefon să fie. Dar ce, mă, că mă desturbează de la romantismul Maxim, care era pe mine cu... Păi de tactu mi-arde mie, mă! Mă, mai umplut de dragi, uite-te cum am ajuns, mă, mi se întinde nervii la cam nou, că mă duc să mă bag în spumii mări, că nu mai pot, Stivene, nu mai pot. Stivene... Dar tu nu vii. Ba da, vin. Dă-ți fac șampania și vin. Du-te tu înainte. Da, mai repede, că sunt încinsă. Da, unde fost Stivene? Stii? Haideți să vedem notele, domn profesor Coceac, ce spuneți? Deci, pe cine judecăm? Pe... Aiana. Aiana și Radu. Și pe Radu. Să încep cu Radu, că e mai ușor. A fost bine, Radu. A fost adevărat în situație... Asta este situații în care unul încasează, altul dă și el încasează. Și a fost bine și ai avut în vreo două locuri chiar haz. No. Acum, Aiana, prima parte nu mi-a plăcut deloc. Pentru că erai într-un personaj pe care te chinuiai umbrai după el așa să-l atingi, formal. Și pe alocuri, paradoxal, ai văzut scena înainte cu Carmen. Nu era nimic vulgar. E, paradoxal, în prima parte, la tine a fost vulgar. În partea a doua, în partea de forță, a fost ceva mai bine. 8. Am înțeles. Nicoleta, Carmen? Mie mi-a plăcut. Te-a plăcut? Da. Ce note dai? 8 și 9. 8 cine? Cine? 8, 9 lui Radu și 8 lui... Aiana, da. Carmen, de acord? De acord. Domn profesor. Dobărceanu mai bun decât Aiana, Dobărceanu 8 și Aiana... 7. Am înțeles. Bravo, felicitări, o scenă foarte grea când trebuie să joci pe flacăra e prăpăd. După cum spuneam, a contat 50% votul publicului, 50% votul juriului din platou. Vă mulțumim în primul rând dumneavoastră celor de acasă care ne-ați ajutat să decidem. Vă tot mulțumim degeaba, și dumneavoastră, doamnă, domnișoară, tot o văd de 19 ani, nu bine. Și domnilor, vă mulțumim. Ionuț Suțu, Alexandru Coman, Alexandru Stoica, Dobărceanu Radu. Vă spun întâi cine pleacă spre casă sau cine a câștigat? Cine a câștigat? Cine a câștigat? Bine, haideți să spunem întâi cine pleacă acasă. Pleacă cu 1050 de voturi din partea publicului și 63 de puncte din partea juriului. Ionuț Suțu. Felicitări oricum. Ai ajuns departe. Pe locul 3, cu 1100 de voturi și 60 de puncte, și 60 de puncte din partea juriului, pleacă spre căsucă. Alexandru Stoica. Restul, felicitări. Ne vedem peste două săptămâni. Pe locul 2, cu 1110 voturi și 69 de puncte din partea juriului. Dobărceanu Radu. Și pe locul 1, Alexandru Coman cu 1215 voturi și 74 de puncte din partea juriului, cele mai multe de altfel, Alexandru Coman.